Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial, eu sunt Genu. Astăzi facem un tutorial din nou legat de ceea ce este Escape from Tarkov. Am mai făcut un video de genul ăsta, doar că de această dată vreau să îl fac puțin mai lung probabil, dar cu mai multe informații, pentru că chiar și persoanele care au văzut acel video tutorial încă au dificultăți în a înțelege jocul. Înțeleg chestia asta pentru că jocul este foarte dificil, foarte greu și nu aveți niciun tutorial, nicio informație, ca să zic așa, la început de joc, deci este destul de greu de înțeles, așa că videoul de astăzi o să fie un video destul de lung. O să văd dacă până la sfârșit o să-l împart pe părți sau o să fie un singur video foarte lung. Înainte de a începe videoul tutorial, vreau doar să vă spun că în descriere aveți linkul de Discord. Linkul meu de Discord, avem acolo un server unde suntem mare majoritate jucători de Tarkov, suntem momentan undeva în jur de 50 de persoane, destul de activ toți, așa că dacă cauți o comunitate de jucători români de Tarkov unde să te distrezi, să întrebi dacă ai întrebări sau dacă ai nevoie de ajutor la unele quest-uri, sunt super persoane acolo cu care ne jucăm în fiecare seară, ne distrăm, vorbim și așa mai departe, deci te așteptăm și pe tine. Bun, hai să începem să vorbim puțin despre Tarkov. Ce este Tarkov? Este genul de joc super crud în care o să mor foarte mult. Deci de la început, înainte de a-ți cumpăra jocul, primul lucru de care trebuie să fii conștient este faptul că o să mor foarte mult în jocul acesta și o să fie așa puțin ciudat, pentru că de cele mai multe ori o să mor și nu o să-ți dai seama de unde ai murit, sau o să mor pentru că sunt camper, sunt destul de mulți camper și așa mai departe. Deci, primul lucru, trebuie să fii conștient. Dar totodată jocul pentru chestia asta este un joc foarte frumos și foarte atrăgător. Văd că și în România crește tot mai mult. Sunt tot mai mulți jucători, deci de aceea vreau să fac acest tutorial ca să fie mult mai clar pentru toți ce este Tarkov și cum se joacă. Vreau să spun pentru cei care au văzut deja videoul tutorial inițial pe care l-am făcut legat de ce este Tarkov, sunt multe chestii pe care le-am explicat deja acolo, să le repet și aici, doar pentru că vreau ca acest video tutorial să fie mult mai complex și nu vreau să elimin ceea ce am spus deja în vechiul video tutorial, în așa fel încât cine o să se uite la acest video tutorial o să aibă absolut toate informațiile. Ca să putem intra în joc și să ne jucăm, intrăm pe Escape from Tarkov, unde avem două modalități diferite de joc, mai exact PMC și Scav. Ce înseamnă acest lucru și care sunt diferențele? Păi, diferențele sunt că în momentul în care eu intru ca Scav, practic am tot timpul pe mine un gear diferit, un gear random pe care mi-l dă jocul. O să am orice armă, deci este random, pot să am rig diferit de fiecare dată, pot să am armură cum pot să nu am, backpack pot să am cum pot să am, deci nu există o lege aici, totul este random. Când intru ca scav player în joc, nu o să intru de la începutul raidului, ca să zic așa. PMC, spre exemplu, o să intre tot timpul de la minutul 0, să-l numim așa, deci de când începe raidul. În schimb, scav playerii pot să spawnezi la 35-40 de minute de raid, ceea ce înseamnă că dacă PMC-ul spawnat la 50 de minute fiind timpul maxim pe o anumită hartă, tu ai intrat după 10 minute, dar poți la fel de bine să intri și în ultimele 15 minute de raid. Deci nu există nici acolo nimic prestabilit dinainte, deci totul este random. O altă chestie este că în momentul în care tu joci ca scav, în rigul tău, în pocketurile tale sau în backpack-ul tău, poți să spawnezi, adică pot să se afle diferite chestii, adică în momentul în care tu spawnezi, pe lângă arma pe care o primești plus eventuale încărcătoare sau gloanțe extra, poți să spawnezi și cu diferite iteme, care
pot fi iteme care nu valorează aproape nimic, dar pot fi și iteme care valorează foarte mult, ca de exemplu un keycard pentru acces pentru The Lab, care în momentul de față valorează undeva în jur de 500 de K, deci destul de bun. Scav Run-ul eu personal îl folosesc de obicei pentru looting, pentru a face niște bănuți în momentul în care, nu știu, poate intru 3-4 raid-uri ca PMC, mi se întâmplă să mor în toate raid-urile sau mare parte de raid-uri, pierd destul de mulți bani, ca să schimb un pic totul, intru ca scav player, încerc să merg să lootez hidden stash-uri, chestii de genul. Și dacă nu am nimic valoros, dacă joc gen, nu știu, shoreline, intru sanatory în ultimele 10-15 minute, sperând că poate găsesc ceva player morți care nu au fost lootați sau au fost lootați parțial. Asta în cazul în care nu spawnesc cu nimic de valoare pe mine și fac câteva hidden stash-uri bune în care nu prea găsesc nimic de valoare. În schimb, dacă găsesc ceva de valoare în hidden stash-uri sau spawnesc cu ceva de valoare, încerc să joc mult mai lateral pe hartă, ca să zic așa, deci nu mă duc în centru părții, în punctele de atracție pentru toți PMC, ca să încerc să evit pe cât posibil PvP-ul și să-mi aduc acasă câțiva bănuți frumoși. Deci asta îi, în linii mari, modalitatea scav player. În ceea ce privește PMC-ul, aici vorbim de ceva total diferit, pentru că gear-ul trebuie să-l punem noi, ceea ce înseamnă că o să cheltuim noi din bănuții noștri ca să ne cumpărăm și eventual să ne modificăm o armă, diferite arme, fiecare are armele preferate, ne punem o cască dacă dorim, ne putem pune căști, ne putem pune armură, deci fiecare își duce cu el ceea ce dorește să își ducă în raid. Dar trebuie să fiți conștienți de faptul că în cazul în care muriți, o să pierdeți itemele. Pentru a recupera itemele pe care le pierdeți, pe care le duceți cu voi în raid, și în cazul în care muriți, teoretic le pierdeți, există modul de a le recupera. Dar nu este de 100%, ceea ce înseamnă că noi putem să ne asigurăm itemele. Vedeți, intru, mi-am pus gear-ul care l-am vrut pe PMC-ul meu, intru, aici îmi aleg harta, îmi aleg orarul, vedeți, sunt două orare diferite, la diferență de 12 ore, tocmai ca unul să fie pe noapte, iar unul pe zi, îmi aleg orarul pe care eu vreau să intru să joc. Aici eu pot să bifez Enable Offline, pentru că puteți să intrați și offline pe hărți și dacă sunteți noi faceți chestia asta, pentru că este important să învățați prima dată hărțile. Bineînțeles, nu te joci 2 luni de zile pe o hartă ca să o înveți foarte bine, pentru că nu are sens o să înveți ușor-ușor jucând scav player sau PMC în online, dar este foarte important ca la început să vă alegeți o hartă. Eu zic că cea mai bună hartă pe care puteți să alegeți la început este Customs. Nu neapărat pentru că este cea mai bună hartă pentru cei care încep, dar pentru faptul că questurile inițiale pe joc, și o să vorbim după aceea de questuri, sunt foarte importante și marea parte a questurilor inițiale sunt pe Customs. Deci este foarte important ca prima hartă, sau dacă vreți să începeți cu alta, puteți să începeți, dar una dintre primele hărți pe care trebuie să le învățați cât de cât să fie Customs, ca să puteți să faceți questurile inițiale. Ce este foarte important în momentul în care voi intrați offline, să vă găsiți puncte de reper pe hartă și să găsiți punctele de extracție. Adică intrați în raid în modalitate offline, nu activați PvE-ul. Adică puteți să activați PvE-ul să spawneze scavi, ca să încercați să omorâți câțiva scavi, să vedeți puțin cum se mișcă ei, cam unde spawnează, cum trag. Aici puteți să setați dificultatea scavilor, aici puteți să alegeți cât de mult sau de puțin să spawneze. Puteți să activați și boșii, dacă intrați pe o hartă cu boși.
Deci puteți să vă antrenați puțin, ca să zic așa, dar inițial primele câteva raid-uri eu v-aș spune să nu vă activați PV-ul, intrați doar offline pe harta respectivă. Țineți-vă, dacă aveți un al doilea monitor, dacă nu pe un tablet sau un telefon, harta respectivă deschisă. Le puteți găsi toate pe Wiki Tarkov pentru fiecare hartă în parte. Vă deschideți harta unde sunt punctele de extracție și vedeți și restul hărții, pentru că trebuie să încercați în momentul în care a spawnat să găsiți imediat un punct de reper, în primul rând ca să vă dați seama unde sunteți pe hartă, iar în momentul în care v-ați dat seama unde sunteți pe hartă, să începeți să vă mișcați să găsiți alte puncte de reper. Pentru că în momentul în care voi intrați în raid, nu o să intrați tot timpul în același loc. O să fie tot timpul spawn-uri diferite. Și atunci, în momentul în care tu spawnezi, chiar dacă ai spawn diferit, dacă tu ți-ai găsit de bine de rău cam în fiecare loc al hărții câte un punct de reper, o să-ți fie foarte ușor să-ți dai seama în ce parte a hărții ești. Dacă tu în schimb intri și nu ai puncte de reper în hartă, atunci o să ai o problemă, pentru că nu o să știi cum să te miști pe hartă, nu o să știi în ce direcție să o iei, pentru că nu știi unde te afli. Deci primul lucru, găsiți puncte de reper pe toată harta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți, tot cu harta în față, este să găsiți punctele de extracție. Și eu v-aș spune să mergeți și să vizitați toate punctele de extracție, nu doar cele pe care le aveți în momentul ăla, pentru că când tu intri într-un raid, ai anumite puncte în care tu poți să extragi. Dar punctele pe care tu le ai nu sunt toate punctele de pe acea hartă. Harta respectivă are mult mai multe puncte de extract, pentru că în funcție de locul în care tu spawnezi, în momentul în care intri în raid, îți dă anumite puncte de extracție. De obicei, dacă tu ai spawnat în partea stângă a hărții, cam toate punctele tale de extracție sunt în partea dreaptă a hărții. Adică te obligă cumva de bine de rău să traversezi cam toată harta. Dar dacă tu ai spawnat în partea dreaptă a hărții, punctele tale de extracție sunt în partea stângă a hărții. Adică sunt diferite în funcție de spawnul pe care tu îl ai. Și atunci, de asta vă spun că este foarte important să vedeți toate punctele de extracție, astfel încât în momentul în care voi intrați într-un raid online, indiferent de spawnul pe care voi îl aveți, să aveți un punct de reper imediat, să vă dați seama unde sunteți pe hartă și să puteți individua imediat unde sunt punctele voastre de extracție. Deci cam ăsta e primul pas pe care ar trebui să-l faceți în momentul în care sunteți noi pe Escape from Tarkov. Și, repet, faceți lucrul ăsta în offline inițial ca să puteți să găsiți chestiile astea, după care începeți și jucați câte un run, intrați și ca în PMC, intrați eventual cu un pistol, cu ceva foarte lejer, chiar dacă muriți să nu fie niciun fel de problemă, să nu aveți pierderi, intrați ca scav, pentru că ca scav, până la urmă, dacă muriți, nu ați pierdut nimic din ce era deja al vostru, este ceva care vi-l dă jocul, dacă reușiți să extrageți cu atât mai bine, pentru că aduceți, vă rămâne tot lootul acela, dar dacă nu extrageți, până la urmă, n-ați pierdut nimic. Și acum, ne întoarcem înapoi la ideea inițială, în care vă vorbeam de asigurarea itemelor, adică avem o șansă ca itemele noastre, chiar dacă murim, să se întoarcă înapoi la noi. Mergem mai departe aici. În offline, bineînțeles, nu mă las să fac chestia asta, deci intrăm online. Iar aici noi avem posibilitatea de a asigura itemele noastre, bineînțeles, contra cost. Adică dacă eu vreau să-mi asigur casca, body armor-ul, doar atât, mă costă 79.000 de ruble. Dacă pun și arma, sunt la 97.232. Deci în funcție de item, suma de asigurare este diferită. O sumă pe care eu o plătesc ca să îmi asigur itemele. O altă întrebare este, dacă eu mi-am asigurat itemele, o să mi se întoarcă înapoi sigur? Nu. Nu ți se întorc înapoi, deci există riscul ca tu să plătești banii ăștia să nu ți se întoarcă. De ce când itemele se întorc și când itemele nu se întorc înapoi? Chestia este foarte simplă. Dacă pe mine mă omoară un scav player sau un PMC, nu contează cine, dacă eu am murit,
teoretic eu am pierdut itemele. Dar dacă eu am asigurare, cum vă spuneam, itemele mele pot să se reîntoarcă. Dar cum mi se întorc? Dacă itemele respective sunt colectate de un player sau un scav player care extrage cu ele, atunci mie itemele nu mi se mai întorc. Dacă în schimb itemele pe care eu le am pe mine nu sunt lootate de nimeni, itemele se vor reîntoarce la mine pentru că eu le-am avut asigurate. Deci asigur, intru în raid, mor. Dacă cineva trece pe lângă mine, mă vede că sunt jos și colectează de pe mine, tot ceea ce el colectează, mie nu mi se mai întoarce, dacă el extrage cu ele. Dacă nu mă colectează nimeni, toate itemele pe care eu le-am asigurat, o să mi se întoarcă înapoi. Puteți aici să asigurați cu prapur sau cu terapie, sunt două modalități de a asigura. Prapur este mai ieftin, ca să zic, decât terapist. Diferența, sunt practic două diferențe între cei, între cei doi. Dacă tu faci asigurarea, prapur, return rate-ul este very slow, ceea ce înseamnă că durează mai mult ca să îți aducă itemele înapoi, și timpul în care îți rămân itemele la el, ca să zic, până când tu le iei efectiv în stash, este mai scurt. O să vă explic imediat despre ce este vorba aici, de return rate-ul ăsta. În schimb, la terapist, return rate-ul este unknown, ceea ce înseamnă că poți să-ți vină itemele foarte repede, cum poate să dureze mai mult. Mai mult, atât la terapist cât și la prapur, vorbim undeva până în 48 de ore. Timpul în care tu poți să iei itemele de la terapist este mai lung. Ca să înțelegeți ce este timpul ăsta, în momentul în care tu îți vine asigurarea, ca să zic, și îți aduce itemele care nu au fost colectate de când tu ai murit și le-ai asigurat, îți vine practic un mesaj aici. De exemplu, pe prapur, și spune, vedeți, insurance return, și tu le colectezi. Deci practic intri și ți le iei de la el și ți le duci ție înapoi în stash. Tu ai un anumit timp în care poți să le iei, după care, dacă tu nu le-ai luat în timpul respectiv, dispar. De exemplu, la prapur cred că este undeva între 45 zile, nu știu exact, nu cunosc timpurile respective, dar știu că există chestia asta. În schimb, la terapist, timpul este mai lung. Gen, dacă eu știu că o să joc și mâine și poimâine și așa mai departe, de obicei dau insur cu prapur. Dacă, nu știu, știu că astăzi o să joc și pentru o săptămână nu o să mai pot să intru în joc, sunt plecat sau din orice altă problemă, o să dau insur eventual cu terapist, pentru care timpul mai lung, și dacă cumva mi se întorc anumite iteme, nu le pierd din cauza timpului respectiv. Deci cam așa funcționează insurance-ul, asigurarea itemelor pe Tarkov. Hărțile, să vă vorbesc 2-3 cuvinte și despre hărți. Sunt hărți diferite. Avem Woods, care este o hartă, cam toată harta în pădure, o hartă extrem de mare, mai ales de puțin timp de când au modificat-o, practic au lărgit-o. Este o hartă foarte, foarte mare, cu un spawn destul de bun de când au făcut modificări pe ea, pentru că sunt diferite locuri unde acum spawnează tot felul de chestii medicale, food and drink și așa mai departe, spawnează sugar și destul de multe chestii care valorează. De asemenea, pe Woods avem și un scav boss și avem diferite spawn-uri pentru keycard-uri, gen Violet keycard pentru The Labs, deci sunt și câteva spawn-uri pentru iteme foarte valoroase, ca să zic. Este o hartă care în mod normal se joacă cu sniper sau oricum cu lung, cam toată lumea joacă sniper pe harta aceasta. Avem Interchange, care este o hartă în care cam toată lumea intră, practic este un mall foarte mare, este foarte puțin harta în afara mall-ului, cam toată lumea merge în mall, sunt foarte multe spawn-uri bune în interiorul ei, cu obiecte foarte valoroase. Harta este, din punctul meu de vedere, un pic mai dificilă, pentru că sunt foarte, foarte multe locuri unde un player poate să stea, eventual să facă camping și nu numai, dar am murit de foarte multe ori și nu am știut de unde,
din punctul meu de vedere, e o hartă destul de grea, dar o hartă foarte bună pentru looting, pentru că sunt foarte multe spawn-uri cu loot foarte bun. De asemenea, și pe această hartă avem un scav boss cu niște lucruri foarte interesante pe el. Dacă reușiți să-l omorâți, cu siguranță faceți bani buni. Customs este o hartă destul de mare. Punctul de atracție principal, ca să zic, pentru Customs este Dorms, unde avem un market, un market room, pentru care există o cheie pe care noi putem să o cumpărăm sau putem să o găsim în raid. Cheia respectivă are 25 de folosiri dacă este full. Practic, în camera respectivă putem să găsim cam orice item din joc. Sunt câteva mici iteme, ca să zic, care nu pot să spawneze, dar mare majoritate pot spawna acolo, deci putem găsi inclusiv iteme în valoare de milioane de rubli. Dar totodată este destul de dificilă treaba în Dorms, pentru că vă dați seama, cam toți playerii care au un spawn decent pentru Dorms încearcă să facă push acolo pentru a luta acea cameră. Deci o mare parte din PvP pe Customs este acolo. Totodată și pe Customs avem Scav Boss, așa că atenție, poate să spawneze și în Dorms, poate să spawneze și în alte părți. Dacă vreți mai multe informații despre fiecare hartă în parte, vă rog lăsați un comentariu. Se poate, dacă credeți că este util pentru voi, se poate face, lua fiecare hartă în parte și putem să facem un tutorial pe fiecare hartă, eventual cu spawn-uri, cu puncte de extracție, nu știu, eventuale puncte de reper pe care eu le am și ar putea să vă ajute și pe voi, unde sunt spawn-urile de scav boss și multe alte chestii. Bun, pentru Factory. Avem harta Factory, o hartă foarte micuță. În Factory pot să spawneze între 4 și 5 player, deci nu sunt foarte mulți. Harta, vedeți, și timpul de pe hartă este foarte scurt. Harta este o hartă numai de PvP, pentru că pe Factory nu ai aproape nimica de lootat, este doar sus în oficii un safe și mai sunt aici colo câteva jet și loot crate-uri de attachment-uri de arme, dar nimic. Pe harta aceasta intri pentru PvP și cam atât. Reserve este o hartă, din nou din punctul meu de vedere, destul de grea, pentru că este o hartă cu foarte multe puncte înalte, o hartă unde mereu am probleme, n-am mișcat dacă sunt undeva central, deoarece în punctele înalte sunt persoane care stau cu snipere cu lung și trag după mine. O hartă foarte bună în ceea ce privește loot-ul, pentru că sunt foarte multe spawn-uri de chestii foarte valoroase, deci ca loot este o hartă foarte bună. În harta aceasta aveam 3 market room-uri, ceea ce înseamnă 3 posibilități de a găsi iteme foarte, foarte valoroase. Tot aici avem scav boss, aici avem și raideri, deci avem foarte multe chestii foarte bune și foarte multe chestii din care noi putem să facem foarte mulți bani, dar este o hartă destul de grea din punctul meu de vedere. Bineînțeles, dacă începi să înveți harta, începi să înveți cum te miști pe hartă, cum se mișcă de obicei lumea, sunt fel și fel de mecanisme pe care tu ușor, ușor, jucându-te, o să începi să le înveți, o să reușești să te descurci din ce în ce mai bine. Dar trebuie jucată, trebuie jucată, trebuie jucată. Mai avem Shoreline. Pentru mine, harta cea mai bună, adică eu personal joc cel mai mult această hartă. O joc pentru Sanatory, adică intri, harta aceasta este o hartă destul de mare, cu foarte mult open space, ca să zic, deci se joacă în deschis. Punctul principal de atracție pe hartă este Sanatory, un fel de Dorms, ca să zic, pe Customs, doar că pe Customs cam singurul lucru pe care tu poți să lutezi bun pe lângă niște safe-uri este Mark Room-ul. În schimb, pe Shoreline sunt foarte multe camere cu spawn-uri foarte bune pentru a face bănuți.
Singura chestie este că pe shoreline, mergând în sanatory, toate camerele care, cam toate camerele care au un spawn bun, sunt închise cu chei. Acum, la jumătatea wipe-ului, spre sfârșitul wipe-ului, cum suntem în momentul de față, cheile respective sunt foarte ieftine, deci cam oricine, chiar dacă ești nou pe joc, poți să-ți faci, să-ți cumperi cheile respective. La început de wipe, lucrurile se complică puțin, cheile sunt mult mai costoase, tocmai pentru că lumea farmează bani acolo. Dar îmi place foarte mult harta, îmi place shoreline-ul, îmi place resort-ul, să merg, sanatoriu, să-l lutez. Îmi place pentru că este și PvP, fiind punctul de atracție și fiind între 10 și 13 player pe harta aceasta, cu siguranță dai de player acolo, deci nu mergi doar pentru looting, mergi și pentru PvP, cu siguranță o să fie și PvP. În plus, shoreline față de toate celelalte hărți, mai sunt și pe alte hărți câte un spawn pentru keycard-uri valoroase. Pe shoreline avem 4 spawn-uri diferite pentru red keycard, care în momentul de față este și cam de când a fost introdusă, este itemul cel mai scump din joc. Momentan cred că se vinde cu circa 100 de milioane. Avem 4 spawn-uri diferite, din care 3 sunt libere, adică nu avem nevoie de o cheie ca să o cumpărăm sau așa mai departe, deci poate să meargă oricine și să găsească. Trebuie să ai foarte mult noroc pentru că cheia respectivă are un spawn rate foarte mic, adică poate că eu am fost ghinionist, eu am circa 2000 de ore jucate pe Tarkov, din care cred că 1200-1300 sunt jucate doar pe shoreline. Controlez de câte ori am ocazia spawn-urile pentru red keycard și încă, din păcate, nu am reușit să o găsesc. Dar norocul este diferit pentru fiecare persoană în parte. Ultima hartă pe care o avem este The Lab. The Lab este o hartă în care este singura hartă, practic, pe care ca scav player nu poți să intri, poți să intri doar ca PMC. Ca să poți să intri pe harta aceasta, ai nevoie de un keycard de acces, care este cu o singură folosire, deci cardul respectiv o să-ți fie luat, ca să zic așa, o să-ți fie șters în momentul în care intri. Pe harta aceasta, practic, mergi să farmezi raider. Deci în harta aceasta nu există scav normal, există doar raideri care sunt destul de agresivi și destul de bine ghirați, de aceea mergem și farmăm raiderii pe The Lab, pentru că raiderii de pe The Lab au arme bune, au gloanțe pe armele respective bune, au armuri bune, au căști bune, deci poți să scoți afară arme, armuri, căști și alte minuni de genul ăsta foarte, foarte bune. Bineînțeles, dacă ai keycard-uri pentru a deschide rumurile, cu atât mai mult, pentru că sunt spawn-uri bune pentru Ledex, pentru obiecte rare, gen Bitcoin sau roller sau nebunii de genul ăsta. Dar acolo vorbim deja de chestii care valorează foarte mult, pentru că în momentul de față, dacă noi mergem să vedem keycard-urile, au niște prețuri foarte, foarte, foarte mari, adică pentru ceea ce ne oferă camerele respective. Dacă chiar ai foarte mulți bani, mergi și îți cumperi keycard-urile, dar dacă nu prea are sens, pentru că nu o să-ți recuperezi banii niciodată de pe cheile respective, adică red keycard-ul în momentul de față nici nu este disponibilă, dar vă pot spune că se vinde cu circa 100 de milioane. Green keycard-ul la fel nu este disponibilă, se face ia doar cu trade-uri, deci este foarte, foarte dificil să o iei. Black keycard-ul costă 4 milioane și în Black Room, de exemplu, găsim câteva siringi, deci este imposibil să recuperezi banii respectiv. Dar dacă ai foarte mulți bani și vrei să le iei sau o găsești, găsești un keycard de genul ăsta, mori, deci nu mai este finding raid, nu poți să o vinzi pe flea market, o ții și poți să o folosești. Cam asta este și despre hărțile respective. Haideți să ne întoarcem înapoi și o să lăsăm partea de caracter până la urmă, o să vorbim de trending.
Avem aici mai mulți vendori. Vendori de la care noi putem să cumpărăm diferite iteme. Putem să găsim, putem să cumpărăm gloanțe, putem să cumpărăm încărcătoare, grenade, attachment-uri pentru arme, arme direct, armuri, backpack-uri, chestii medicale. Fiecare vendor vinde diferite chestii. Adică sunt chestii care sunt vândute și de doi vendori diferiți, probabil la prețuri diferite, dar cam fiecare are chestia lui, ca să zic, să zic așa. Ce trebuie să știți despre acest vendor? Este foarte important să faceți quest-uri. Am vorbit de quest-uri. Quest-urile le vedeți pentru fiecare vendor în parte, pentru că practic vendorii vă dau quest-urile la tasks. Aici voi aveți diferite quest-uri. Și de ce este important să faceți quest-urile? Pentru că în momentul în care tu faci quest, pe lângă faptul că primești câteva chestii, vedeți în cazul ăsta 3 morfine, 3 iFac-uri, bani, primești XP, ceea ce te ajută să crești în level, și primești chestia asta. Este un fel de chimie, ca să zic așa, cu vânzătorul respectiv, care este, se adaugă aici. De ce sunt importante? Este important levelul și este importantă chimia asta, ca să o chemăm așa. Pentru că în momentul în care tu începi să joci, toți vendorii tu îi ai la level 1. Eu, de exemplu, Prapor îl am la level 4. Și vedeți cât de multe chestii pot să cumpăr eu de la Prapor. La level 1, așa cum o să încep tu, astea sunt toate chestiile pe care tu poți să le cumperi. De ce este foarte important să poți să cumperi de aici? Pentru că prețurile sunt mai mici decât cele de pe Flea Market. Flea Market este marketul online, unde oricine poate să încarce orice item din joc și să-l vândă. Dacă este find in raid, țineți minte ideea de find in raid, pentru că după aceea o să vă explic ceea ce înseamnă și find in raid sau nefind in raid. Adică aici este, nu știu, un fel de eBay, un fel de ceva de genul ăsta, un fel de OLX, unde toată lumea poate să încarce absolut orice, cere cât vrea, bineînțeles trebuie să te raportezi la prețul cel mai mic de pe market în momentul respectiv, pentru că dacă picardul ăsta costă 3 milioane jumate și îl pun la 4.888.888, cum l-a pus tipul ăsta, cel mai probabil nu o să-l vând. Pentru că, normal, nu merge nimeni să-mi dea banii ăștia pe el când poate să-l ia cu atâția bani, vorbind de același obiect. Nu există nicio diferență. Deci, practic, eu pe acest market găsesc cam orice, orice item din joc și pot să-l cumpăr de la ceilalți playeri. Dar, de ce este important să am vendorii și să am cât mai multe obiecte pe care pot să le cumpăr de la vendori? Pentru faptul că de la vendori prețurile sunt mult mai mici decât pe Flea Market. Deci, îmi convine în sensul în care dacă eu trebuie să îmi iau o armă și vreau să-mi o modez pentru că am vertical recoil-ul foarte mare sau am ergonomia foarte mică și eu, ca să pot să joc cu arma respectivă, trebuie să-mi cresc ergonomia cât de mult posibil și vertical recoil-ul să scad cât de mult posibil ca să fie cât mai bună, trebuie să o modific, nu pot să merg cu arma stock. Și am nevoie de diferite bucăți ca eu arma aceasta să o modific și să o transform într-o armă foarte bună. Sau același lucru pentru gloanțe sau același lucru pentru armuri. Îmi doresc chestii cât de bune posibil ca să am cât de multe șanse să îi omor pe ceilalți cu care mă întâlnesc în joc, ceilalți playeri. Ca să o modez, am nevoie de diferite bucăți, după cum vă spuneam. Ei, eu trebuie să cumpăr bucățile respective. Ca să le cumpăr, dacă eu nu am bucățile respective la vendor, trebuie să intru pe Flea Market și să mi le cumpăr. Ei, când eu merg pe Flea Market și îmi cumpăr bucățile, pot să fie cu mult mai scumpe decât la vendor. De exemplu, dacă eu merg și îmi fac un M4
De exemplu, full mod, meta. Deci, cel mai bun M4 pe care pot să-l fac. Probabil mă, dacă îl cumpăr toate bucățele de pe Flea Market, probabil mă costă undeva la vreo 600-800 de mii de ruble. Dacă, în schimb, eu am toți vendorii deblocați la maxim, adică am toate itemele posibile de la vendori disponibile, același M4 probabil îl fac cu 300-350 de mii. Deci vedeți că diferența este foarte mare de bani. Nu vorbim de o diferență de 10-20 de mii de ruble, vorbim de diferențe de 3-400 de mii de ruble în momentul în care eu fac în modez o armă meta. Deci este foarte important să facem chestia asta. Și ca să putem să facem chestia asta, ne reîntoarcem la ideea dinainte, am nevoie de task-uri pentru a face XP cât mai repede ca să cresc levelul și pentru a face chimia asta cu vendorii. Cum pot să înțeleg când cresc levelul, de exemplu, la vendori? Am aici, eu am, vedeți coronița aceasta, singurul la care nu o creșteți este Fans, Fans rămâne tot timpul la fel. Coronița asta înseamnă level maxim, deci level 4. Singurul pe care nu l-am încă este Jäger, care este la level 3. Și l-am ținut așa ca să vă explic puțin, să pot să vă explic cum puteți să înțelegeți chestia asta. Puteți să vă uitați aici sus, unde aveți levelul vostru actual, unde aveți current attitude, deci statutul în momentul respectiv. Și la voi, dacă ați început jocul acum, o să aveți current attitude level 1, pentru că aveți venderul de level 1, level 1 dacă sunteți chiar începător, deci ați dat drumul la joc în momentul ăsta. Aici o să aveți chimia pe care voi în momentul respectiv o aveți cu venderul respectiv și banii pe care i-ați cheltuit cu el. Iar jos sunt cerințele lui pentru level 2, pentru că voi o să aveți level 2. În momentul în care o să treceți la level 2, o să aveți aici sus level 2 și o să vă arate ce vă cere ca să treceți la level 3 și după aceea la level 4. După cum puteți vedea, eu am level 3 deja, am level 41, pentru că am level 41. Momentan, chimia cu acest vendor este de 0.43 și am cheltuit cu el 9.1 milioane. Cum cheltui cu bani cu el? Pur și simplu îi vând chestii sau cumpăr chestii de la el. Și el îmi spune, pentru next loyalty level, deci pentru nivelul următor care ar fi level 4, ai nevoie de level 33, pe care eu îl îndeplinesc deja și de aceea mi-l dă cu albastru, dacă nu mi l-ar fi dat cu roșu ca și aici, pentru că eu am level 41, deci l-am îndeplinit de foarte mult timp. Ai nevoie de chimie cu el de 0.50, iar eu în momentul de față am 0.43, de aceea mi-l dă cu roșu, deci îmi lipsește chestia asta, și ai nevoie de 2.3 milioane pe care să le cheltui cu el. După cum vedeți aici, eu am cheltuit 9.1 milioane și de aceea mi-l dă albastru, deci sunt ok. Singurul lucru de care eu mai am nevoie ca să-l am și pe Jäger level 4 este să fac această chimie cu el și automat o să am level 4. Cum pot să fac chimia asta dacă eu în momentul de față aș vrea să am și pe Jäger la level 4? Cum vă spuneam mai devreme, mă duc la task-uri, văd care sunt task-urile pe care el mi le dă, le accept și aici pot să văd și chimia pe care el mi-o dă dacă eu fac task-ul respectiv. Pe lângă XP și diferite alte chestii pe care le primesc și Jäger 0.04 plus 0.04, ceea ce înseamnă că dacă eu am 0.43, mi se adaugă dacă fac questul ăsta 0.04, adică o să fiu la 0.47. Sunt încă sub, pentru că eu trebuie să ajung la 0.50, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să mai fac încă un quest în care să primesc, de exemplu, questul ăsta, 0.03, eu eram la 0.47 dacă aș face questul acesta, îl fac și pe ăsta unde îmi dă 0.03 și ajung exact la 0.50. Și automat Jäger o să-mi fie deblocat la level 4. Deci, cam asta este treaba cu vendorii, de aceea este important să faceți questuri. Ca să faceți XP, să faceți și
chimia aceea cu vendorii și vendorii sunt importanți pentru că într-adevăr vă ajută să cumpărați foarte multe chestii la bani puțini ca să nu le cumpărați de pe Flea Market. Sunt persoane care joacă foarte puțin pentru quest-uri, dar au mereu probleme de bani în Tarkov pentru că neavând vendorii deblocați la leveluri mari, în momentul în care ei intră într-un raid, plătesc dublu sau chiar triplu față de mine, de exemplu, și este normal că dacă ai 2-3 zile la rând mai proaste în care cam toate raidurile mori și îți pierzi gear-ul, mai ales dacă intri cu un gear bun, cam tot timpul cei care te omoară ți-l lootează, deci nu ți se întoarce cam nimic de la asigurări și se simte chestia asta când tu pe raid plătești probabil undeva în jur de 1 milion, poți să ajungi să cheltui poate 6-7-8 milioane pe zi fără să ți se întoarcă nimic. Dar dacă ai vendorii, totul devine mult mai simplu pentru că nu plătești atât de mult ca să-ți modezi armele, armurile la fel poți să le cumperi de la vendori la un preț mai accesibil, deci poate că eu ca să intru într-un raid într-o manieră decentă cheltui 400-500 de mii, deci cam jumătate din ceea ce cheltui o persoană care nu are vendorii deblocați. Flea Market, v-am tot vorbit despre Flea Market, după cum vă spuneam, este un fel de OLX, unde toată lumea încarcă ce vrea, ce nu vrea și așa mai departe. Vă amintiți, v-am vorbit mai la început, ca să zic așa, și v-am spus să vă reamintiți, să vă amintiți de Finding Raid și Non-Finding Raid, pentru că să vi-l explic, nu toate obiectele puteți să le vindeți pe Flea Market. De ce? Pentru că nu toate sunt Finding Raid sau și-au pierdut statutul, ca să mă exprim mai bine, de Finding Raid. Și tu poți să vinzi doar ceea ce este în Finding Raid. În primul rând, cum îmi dau seama dacă este Finding Raid sau nu este Finding Raid un obiect? Pur și simplu mă uit la chestia asta, bulinuța asta, cerculețul ăsta cu săgetuța în el. Dacă o am în colțul drept jos, vedeți pe diferite iteme, itemul este Finding Raid. Ceea ce înseamnă că eu pot să-l vând pe Flea Market, cum îl vând, pot să dau click dreapta pe el, filter by item, îmi arate itemul respectiv, văd cam la ce preț se vinde, îi dau aici sus add offer, merg și îl selectez ca să-mi apară aici și pun prețul. Dacă aici costă 41.000, câteva la 41.000, după aceea direct 43.000, eventual pot să-l pun la 42.000 și probabil o să îl vând. În schimb, cu un item care nu mai este Finding Raid, dacă eu încerc să fac același lucru, deci filter by item, văd cu cât se vinde, dar dacă merg și încerc să-l selecționez, după cum puteți vedea, you can sell an item which was not Finding Raid. Deci nu pot să-l vând. Care sunt itemele Finding Raid și care nu sunt Finding Raid sau cum își pierd statutul de Finding Raid? Itemele Finding Raid sunt itemele pe care în momentul în care tu intri în raid ca PMC sau ca scav player, nu are importanță, și găsești un item, acel item este Finding Raid pentru că a spawnat acolo. Și dacă tu reușești să extragi cu itemul respectiv, o să aibă acest simbol, deci tu o să poți să îl vinzi pe Flea Market. Dacă, de exemplu, avem pouch-ul, containerul pe care ceea ce noi ne ținem în acest container, chiar dacă murim, nu pierdem obiectele respective. Să zicem că acest motor de presiune este un obiect foarte, foarte scump. Și eu, ca să nu pierd obiectul respectiv, decid să-l pun la mine în pouch în timp ce sunt în raid. Pentru că l-am găsit și știu că valorează foarte mult. Cazul în care eu mor, mă omoară cineva, când o să ies din raid, o să mă scoată din raid pentru că am murit, o să fiu așa. Nu mai am absolut nimic pe mine pentru că am pierdut toate itemele, dar ceea ce eu am în pouch îmi rămâne. Pentru că, repet, ceea ce tu ai în acest pouch, indiferent de faptul că te omoră cineva sau nu, îți rămân tot timpul. E bine, itemul ăsta, chiar dacă eu l-am găsit în raid și mi-a rămas pentru că l-am pus în pouch, îi dispare
statutul de find in rain, nu o să pot să-l vând, pentru că eu n-am extras cu itemul respectiv, eu am murit cu itemul respectiv, l-am păstrat pentru că am decis să-l pun în pouch-ul meu, dar nu este find in rain pentru că eu am murit. De asemenea, dacă eu, de exemplu, am găsit itemul ăsta și intru într-un alt raid, deci l-am găsit, am reușit să extrag, este find in raid, uit de el. Intru în următorul raid și l-am în, tot aici în container și îmi dau seama, am uitat itemul. Ok, nu e nicio problemă, mi-l țin în pouch și dat, după ce extrag, îl scot din pouch și o să-l vând. În momentul în care tu ai intrat cu un item care este find in raid într-un alt raid, automat își pierde statutul de find in raid. Deci chiar dacă tu și raid următor o să reușești să extragi, itemul ăsta nu este găsit în raid-ul ăla, că este găsit în raid-ul dinainte. Deci automat își pierde statutul de find in raid. Deci atenție cu obiectele foarte valoroase. Mie, de exemplu, mi se întâmplă chestia asta cu cheile. Când găsesc o cheie valoroasă, foarte valoroasă, o iau și mi-o pun în sick case-ul ăsta pentru că am mai spații pentru chei și să nu ocup alte sloturi în container. Bineînțeles, nu mi-l țin cheia respectivă în backpack sau în rig sau în pockets, pentru că dacă este o cheie valoroasă, vreau să îmi rămână indiferent de situație. De multe ori reușesc să extrag, deci eu practicam cheia aici înăuntru find in raid, dar fiind aici înăuntru, uit. Efectiv, uit că am pus acolo. Și mi se întâmplă ca să intru în raid următor și când ajung mai devreme sau mai târziu să deschid C-case-ul, îmi dau seama că de fapt aici înăuntru am una sau mai multe chei pe care le-am găsit în alte raiduri și am uitat să le scot afară. Din păcate, toate cheile respective își pierd statutul de find in raid și nu mai pot să le vând pe flea market. Deci, atenție cu această chestie. Bun, ce pot să vă mai explic despre caracter? Pot să vă mai explic, aveți o grămadă de container, dacă vreți să știți fiecare container, ce pot să țin el sau așa mai departe, găsiți un video tutorial la mine pe canal care vorbește despre chestia asta. Despre hideout, la fel, nu o să vă vorbesc, nu o să vă mai țin, pentru că este un video tutorial dedicat doar pentru hideout, unde aveți diferite informații despre hideout, cum puteți să-l upgradați, fiecare chestie în parte ce face, la ce ne ajută sau la ce nu ne ajută. Deci aveți și aici un video tutorial. La fel și pentru flea market, dacă vreți să aveți mai multe informații, atât pentru find in raid, non-find in raid, cum pun obiecte pe flea market și tot felul de nebunii de genul ăsta, la fel găsiți un video tutorial expres doar pentru asta. Acest video l-am făcut pentru că am vrut să cuprind și să vorbesc puțin mai complex despre ceea ce înseamnă Escape from Tarkov și în principal diferențele între PMC, Scav Player, cum funcționează asigurările și nebunii de genul ăsta. Bun, vă mulțumesc frumos tuturor celor care ați urmărit videoul până la sfârșit. Lăsați un like, un comment dacă v-a plăcut și dacă credeți că este util ceea ce încerc să fac pe acest canal. De asemenea, vă aștept pe serverul de Discord, după cum vă spuneam la început de video, suntem acolo o comunitate foarte frumoasă de jucători de Tarkov. Dacă vreți să vă jucați împreună cu noi, dacă vreți să, nu știu, aveți nevoie de ajutor la quest-uri sau pur și simplu aveți întrebări, noi suntem acolo, ne jucăm zi de zi, vă așteptăm și pe voi cu drag. Have fun, băieți!